Interul dreapta, Luminița Hrițcu, a fost cea mai bună jucătoare de la HCF Piatra Neamț în succesul de duminică 32-30 cu Știința Bacău din prima etapă a returului. Sportiva pietreană a reușit și cele mai multe goluri pentru formația gazdă, 10, și a avut o contribuție decisivă la stabilirea rezultatului final. Celelalte goluri pentru HCF au fost marcate de Lungu, 8, Marian, 6, Rotaru, 4, Agape și Roftei, câte două reușite. Am început bine, la început să zicem am fost ok, ne-am pierdut un pic, dar am revenit... Dăm dovadă, zic, de o echipă și s-a văzut după rezultat, deci a fost un meci și o bătaie, cum s-ar zice, pe cinste s-a câștigat. Cum ți-a părut formația din Bacău? Destul de ok, adică na, au tras și ele pentru victorie, dar n-a fost să fie. Răzbunat într-un fel eșecul din turul, ne-a spărut la două goluri. Da, bineînțeles, era ceva de așteptat, trebuia. Ce vreți în acest retur? Să ieșim pe un loc cât mai sus, la sfârșitul campionatului, cred că ar fi cel mai perfect pentru noi. Etapa următoare? Să sperăm că va fi la fel de reușită ca și aceasta. HCF Piatra Neamț a reușit astfel să răzbune eșecul din tur când a pierdut tot la o diferență de două goluri, iar victoria a fost obținută și în condițiile în care o serie dintre jucătoare au avut unele probleme medicale. Am avut și câteva probleme de sănătate și Hrițcu și Bianca Lungu, chiar și Geo Agapi, Oana Rotaru, care... E primul meci care îl joacă în campionatul ăsta după o perioadă de operație așa de lungă, dar disciplina de joc în a doua repriză, noi putem să facem diferența pe ultimele 4 minute din două situații, a lui Marian și a lui Agapi. Agapi, dacă îi place să învârte mingea, am să-i dau o minge acasă, o învârtă până... Ea e o jucătoare talentată, o jucătoare cu potențial, dar îi place să joace cu mingea. Și joacă numai când are mingea, când are mingea nu prea. Handbalistele de la Piatra Neamț vor susține următorul meci de pe teren propriu la finele lunii ianuarie, când vor întâlni penultima clasată CSU Târgoviște.